Bă, mai dar dumneata exemplu, că sunt totul de exemplu. Da, da, da. Hai să vă spun, hai să vă spun. Cine este pentru? Să vină Basilică! Hai, intrați aici! Haideți să supus la vot. Cine este pentru? Antone. Împotrivă se abține cineva. Abține ca de ce domnule. Acum, vă rog frumos să puțină liniște. Deci supunem la vot proiectul care a fost discutat. Proiect de hotărâre, vă rog să mă ascultați. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației unor imobile, terenuri. Inițiatorul primarul, știți despre ce este vorba, ați avut ocazia să vă exprimați. Supunem la vot cine este pentru. Se abține cineva împotrivă, fac adeu. Vom semna proiectul ordine de zi. Proiect de hotărâre privind... Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate a proiectului cu titlul de conversie a terenurilor degradate pentru folosul cetățenilor din orașul Eforie, a principalilor indicatori tehnico-economici, a investiției și a cheltuielilor legate de proiect. Cine este pentru? Așa, deci mi se pare puțin anormal chestia să nu votăm, chiar dacă suntem de la partide diferite, chestia asta cu proiectul ăsta, care este destul de important. Problema este că, dacă vă aduceți aminte, puțin dacă cităm din memorie, a fost un proiect care a fost în defavoarea orașului, ce înseamnă pentru gazele. Pentru gaze, când s-a stăpat pentru gaze. Știți că a fost un proiect destul de pompos și tot așa s-a spus, domnule, ce vrei să nu se tragă gazele în oraș sau să nu se facă proiectul ăsta? Și a fost în defavoarea orașului el acolo. Proiectul nu a făcut parte. Vorbesc așa în sine de o chestie și s-a stabilit și a zis, domnule, parte din clauze au fost în defavoare, ideea a fost ok, făcut de favoare, dar așa, erau niște clauze care erau de favoare. Da. Problema este... ședința închisă, ca deputat puteți să interveniți pentru oraș? Să... Da. Fasole, de ce nu ne-ai zis, mă? Este fără semne politice, vreau să înțelegeți, este fără semne politice. Vom avea de apelul României, muzică patriotică, mătrare pașiocescă. Mă să știu ce-ți fac acolo. Doamna Iisă, am văzut. Doamna Iisă, se pare o...